Hai! Elita britanică obișnuia să călătorească în zone precum Florența, Veneția și așa a ajuns moda masculină cu macaroni. Cary Grant spunea într-un speech de-al său că eleganța adevărată trece neobservată. După o perioadă de vreo 100 de ani, au apărut altfel de bărbați, bărbații dandy, care cheltuiau aproape 800 de lire pe un costum. Și finalmente, în anii 90, iată că bărbații au evoluat către altă modă numită metrosexualitate. Metrosexual înseamnă metropolitan și heterosexual. Această combinație, iată că a născut un nou gen de bărbat, așa, bine, nu ca mine, ca... Salut! Nu, uite, în România a apărut o nouă specie de bărbați metrosexuali. Ești sau nu de acord cu aceștia? Nu. De ce nu ești de acord? Clar. Să nu fiți mai feminin decât femeile, sincer. Fiindcă nu e frumos pentru un bărbat să fie... Femeie. Da. Metrosexuale. Îți plac sau nu-ți plac metrosexuale? În România au apărut o nouă specie de bărbați metrosexuali. Cei care fac dragoste prin metrou, se expun public indecent. Ești sau nu de acord cu ei? Știu, emisiunea este ceva de pe Savarina. Aha, și încă ceva. Hai să ne spui un răspuns despre acești metrosexuali. Să fie arestat, să fie amendat măcar. Nu are nicio legătură cu ceea ce ați spus. Dar ce are legătură? Ce este un metrosexual? Unde face el dragoste? Dar nu e vorba de asta. Cred că sunt persoanele care se îngrijesc foarte mult. Bărbații care se îngrijesc probabil mai mult decât ar trebui. Nu știu. Salut, fetelor! Ce părere aveți despre bărbații metrosexuali? Sunteți sau nu de acord cu ei? Ei fac dragoste în metrou. E normal să facă dragoste în metrou?